onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să călătorim în lumea scepticismului, în lumea celor care sunt guvernați de îndoială. Dar pentru că n-am mai citit de multă vreme din ziarele patriei și adevărul este chiar e o notă bună. Am remarcat că în ultima vreme articolele de pseudoștiință s-au mai rărit, poate nu e anul timpul lor, mai rămâne de văzut. Dar ce ziceți despre acest articol? I-a apărut în urmă cu câteva săptămâni, am tot amânat să citesc din el, dar am simțit nevoia ca astăzi să zâmbim un picuț, un picuț acolo. Titlul articolului este A vorbit cu peste 100 de câini. N-ar fi nicio problemă. Putem vorbi cu câinii, numai că se continuă morți. Cu câini morți. Cu peste 100 de câini morți a vorbit parapsihologul Y, care stă la taclale, contra cost, cu spiritele animalelor aflate în lumea de dincolo. Ce profund! După modelul occidental, unde acest gen de discuții telepatice sunt la mare căutare, românii au prins și ei gustul conversațiilor cu pisicile și câinii dispăruți. E o îndoieșare în mine cum n-am mai avut de mult. Y este asaltată cu fel și fel de întrebări din partea persoanelor îndurerate de pierderea necuvântătoarelor. Ședința decurge normal în camera de lucru a parapsihologei, într-o liniște totală. E suficient să arunce doar o privire pe poza micuțului dispărut pentru a pune mâna pe hârtie și creion și să scrie. Ce simplu e! Așa a adus Nina, mă rog, Y, printre noi, mesaje la peste 100 de spirite ale câinilor, pisicilor sau cailor decedați. Ce declară parapsihologa? Legătura se face instantaneu și decurge ca o convorbire telefonică. Ce simplu e! Spiritele animalelor sunt disciplinate. Uite, un lucru pe care nu-l știam. Nu răspund neîntrebate, ci doar atunci când li se dă cuvânt. Emoționant, emoționant, emoționant. Nu citesc mai mult, bine, nici nu era mare articolul. Este genul de articole care am eu convingerea că sunt plătite. Parapsihologul vine, dă o sumă de bani și a făcut apoi, cum să zic eu, CV, un element de CV. Am fost dată și la ziar, sau am fost și la televizor, sau m-am auzit și la radio. Mă rog, sunt diferite tehnici de a te face cunoscut în această lume modernă, lume în care dacă nu ești cunoscut, nu-i așa, nu există. Iar o parapsihologă care comunică cu spiritele animalelor dispărute chiar este ceva înduieșător. Vom discuta probabil și cu alte ocazii despre comunicarea cu spiritele, fără a mai zâmbi atunci, vom veni cu argumente, dovezi, contradovezi și așa mai departe, pentru că, bineînțeles, această comunicare cu spiritele face parte din mitologia modernă, din mitologia urbană. Am fost și la niște ședințe de spiritism. Să nu credeți că n-am încercat această experiență, dar vom vorbi despre ele cu alte ocazii. Trecem repede la punctul 2 al emisiunii. Vom discuta scurt, scurt, foarte scurt despre Darwin, pentru că mi-am propus ca emisiunea viitoare să relatez pe larg un proces care a avut loc cu ani în urmă în Statele Unite, când s-a încercat introducerea pe ușa din dos în orele de știință, în orele de biologie a creaționismului. Căpătase creaționismul o haină nouă care se numește în continuare Intelligent Design și din controversa apărută cu această ocazie a rezultat un proces spectaculos pe care am să încerc să-l relatez în spațiul unei întregi emisiuni. Dar asta va fi probabil, probabil, dacă nu apare ceva între timp, săptămâna viitoare. Întrebarea de astăzi sau acuzația de astăzi împotriva teoriei evoluției a fost folosită și v-am relatat-o chiar în prima emisiune
cronica scepticului, a fost folosită într-o emisiune de pe postul public de televiziune. Teoria evoluției este vinovată de rasism, de genocidele comise de către comunism și nazism. Da. Prea multe de comentat, n-aș avea. În primul rând, o știință, cum e biologia, ne spune ceea ce este, ceea ce e constatat că este, nu ceea ce ar trebui să fie. Poate ar fi mai interesant, de pildă, ca soarele să se învârte el în jurul pământului. Dar, uite, faptele dovedesc că este invers. N-ai ce face. Biologia, știința biologiei, știința care poartă numele de teoria evoluției, nu are de-a face cu tipul acesta de acuzații, de fapt niciuna dintre științe. Și ca să mai dau iar un exemplu, fizica atomică, nu-i așa, este adus la obținerea unor surse de energie sigure și mai puțin poluante decât cele clasice, cu perspectiva ca în deceniile ce vin să asistăm la apariția centralelor cu fuziune nucleară. Dar vedeți, și fuziunea nucleară și fisiunea nucleară, ele sunt, că sunt folosite în centralele nucleare, fie ele cu fisiune, fie ele cu fuziune, sau aceleași legi sunt folosite pentru a construi bombe atomice. De asta nu-i de vină știință. De asta este de vină, sunt de vină factorii de decizie. Și două precizări aș mai vrea să fac. Chiar aș fi curios în literatura nazistă, respectiv în Mein Kampf, să semnaleze cineva o referire pe care Hitler o face la Darwin, pentru a-și justifica rasismul și genocidul împotriva evreilor. Din ce m-am documentat eu până acum, nu este niciun pasaj în Mein Kampf. De altă parte, din ceea ce știu eu, teoria evoluției chiar a fost respinsă de comuniști o vreme, pentru că în interpretarea greșită pe care o folosesc și cei care sunt acum împotriva teoriei evoluției, ar fi implicat supraviețuirea celui mai puternic, ar fi justificat societatea capitalistă, nu societatea comunistă. Relativ târziu s-a renunțat la acuzarea lui Darwin de către comuniști și a intrat, cum să zic eu, pe făgașul normal pentru orice știință. Dar vedeți, adevărul e că tipul acesta de argument este cel mai eficaț, pentru că este un argument propagandistic. Argumentele propagandistice nu se adresează faptelor, nu folosesc fapte, ci se adresează mai degrabă emoțiilor. Sper că am fost destul de bine înțeles. Haideți să trecem la partea aceea, mica noastră discuție, micul nostru comentariu despre pseudoștiință. O luăm sistematic, pentru că, nu știu, simt nevoia de oarecare sistematizare. Nu voi putea nici în această emisiune să lichidez toate aspectele. Pseudoștiința folosește adesea dovezi culese de prin ziare sau din cărți de pseudoștiință, dovezi bazate pe mărturii și altele din aceleași categorie. Și alte dovezi din aceeași categorie. Haideți să revin în cadru. Chiar așa și este. Eu mărturisesc că atât cât mi-a stat în putere, am citit multe dintre cărțile celor specializați în pseudoștiință. Revenim la Daniken, despre care v-am spus și cu altă ocazie. Felul în care el și mai toți autorii de pseudoștiință folosesc bibliografia este de-a dreptul straniu, ca să nu zic nesimțit de incorrect. Țineți minte fleșele din Tassili, bănesc că le cunoașteți, acele desene care seamănă într-un cândva unele dintre ele cu niște astronauți. Referința bibliografică pentru acei astronauți era Henri Lot, care chiar le descoperise. Și că Henri Lot ar fi zis că este de fapt acolo marele zeu marțian, deci și el era de părere că avem de-a face cu un extraterestru.
Am căutat un an sau doi cartea în România, fusese tradusă între timp, am citit fascinat cartea lui Henri Lod despre freșele din Tarsili. Ori el tocmai spunea acolo explicit că nu este vorba despre niciun extraterestru, că sunt niște reprezentări vechi de 6.000 de ani care urmează a fi înțelese. Mai folosesc o tehnică pseudo-științifici. Și tehnica aceasta se numește inventarea. Ce se întâmplă? Inventez o informație oarecare și această informație o public într-o carte. Vine un alt pseudoștiințific, știți că în zona pseudoștiinței verificarea bibliografiei este evitată. Am spus-o și săptămâna trecută. Ia informația din această carte și din acest moment avem două cărți care citează același fapt inventat. Și așa mai departe, până se ajunge că informația este diseminată și afli că, uite domnule, o chestie foarte serioasă, sunt vreo 30 de cărți care discută despre cutare fapt. Și aș vrea să vă dau și un exemplu. De fapt, chiar am o mică experiență personală. Am fost la o emisiune, pe un post de televiziune, o emisiune interesantă. Nu că aș fi fost acolo, dar moderatorii erau bine pregătiți și chiar am putut avea o discuție interesantă despre asteroizi, amenințarea cu ciocnirea. Ne va lovi cândva un asteroid. Ei bine, nu se putea. Știți, dacă e ora de asteroizi, trebuie inventat și un astrolog, normal. Era o doamnă astrolog alături de mine și, mă rog, am încercat să-mi păstrez calmul, dânsa venea cu argumentele ei, eu veneam și povesteam lucrurile din știință, până când la un moment dat dânsa a zis că până și Einstein, spre sfârșitul vieții, credea în astrologii. Și am sărit, aproape că am sărit de pe scaun, încercând să-mi păstrez calmul meu proverbial în timpul emisiunilor. I-am spus, stimată doamnă, dacă nu vă supărați, de unde știți că Einstein? Păi scrie în cărțile noastre, am citit la... Doamnă, lucrul acesta chiar m-am documentat. Întâmplarea făcuse că, în urmă cu un an de zile înainte de emisiune, chiar mă documentasem pentru că avusem și eu această snoavă, această poveste. Iată citatul. Am o poză cu Einstein, trebuie să-l vedem pe Einstein pentru că e prietenul meu cel mai drag, omul pe care aș vrea să îl înțeleg mai bine decât o fac acum, să-i înțeleg cu adevărat descoperirile pe care le-a făcut în zona aceasta a fizicii. El a schimbat o lume. Iar citatul l-am cules dintr-o carte care a apărut în urmă cu un an. Iată citatul din Einstein. În România a apărut cartea. Astrologia este o știință de sine sătătoare și conține o cunoaștere iluminată, revelată. Ea m-a învățat multe lucruri și îi sunt recunoscător. Realitățile geofizice dezvăluie puterea stelelor și a planetelor în relație cu Pământul. Ca reacție, astrologia retrimite această putere către tot ceea ce există. De aceea, astrologia este un elixir de viață pentru umanitate. Extraordinar! Aceste rânduri se afirmă că îi aparțin lui Einstein. Numai că, în ceea ce îl privește pe Einstein, tot ce a scris el cu mânuța lui este publicat. Sau dacă nu este publicat sub formă de cărți tipărite, există mai multe biblioteci online unde se pot consulta manuscrisele lui Einstein. Oricare le doriți dumneavoastră, inclusiv au fost făcute publice, cele care au fost ținute secrete vreme de 50 de ani. Faptul că au fost ținute secrete a dezlănțuit o întreagă, cum să zic, nu isterie, o întreagă, cum să zic eu, sarabandă de mituri legate de ce ar putea să conțină acele manuscrise care, vezi, nu sunt făcute publice. Omul ar fi avut acolo nu știu ce teorie, n-avea nicio teorie, erau de fapt chiar niște scrisori personale pe care el nu vrea să fie făcute cunoscute prea repede. Ei bine, în toată această masă de documentație care este disponibilă, este online, este la dispoziția
oricui dorește să o consulte, nu există acest citat. Einstein era un om de rigoare științifică adevărat. Einstein nu putea să facă asemenea afirmații decât însoțindu-le sau bazându-se pe niște dovezi. Einstein nu credea în astrologie. Dar de unde a pornit această poveste? Povestea a pornit încă din 1951, dacă nu mă înșel, nu reușesc să găsesc repede în cârtiuțele mele, în care, da, chiar am găsit. Deci, în anii 1950, un astrolog elvețiano-canadian, pe numele său Werner Hirsing, a scris o carte, Manuel de Astrologie, în prefața căreia a introdus acest citat, care chiar aparține lui Einstein. De obicei, când pui un asemenea citat, pui și sursa bibliografică. Sursa bibliografică n-a pus-o autorul acestei cărți. Bineînțeles că imediat citatul ca atare a fost preluat de întreaga mișcare astrologică și până în zilele noastre un citat inventat este bine documentat din foarte multe surse, care de fapt se bazează pe o singură sursă, acest manual de astrologie. Din cauza asta recomand tuturor celor care vor să se află în posesia adevărului sau să se apropie de adevăr. Nu poți să fii în posesia adevărului, dar încerci să te apropii de adevăr. Citește o carte în care constați că sunt anumite afirmații extraordinare. Acele afirmații extraordinare trebuie verificate. Nu cumva să fie unele inventate. Și chiar îndrăzesc să mai dau un exemplu, tot personal. În Editura Știință și Tehnică, cu vreo 10 ani în urmă, s-a încercat publicarea unei cărți despre OZN-uri. Părea o carte interesantă. Și autorul a adus ilustrații. La unul dintre cazuri, era vorba despre o farfurie zburătoare căzută în Rusia, a venit cu... Practic era un desen, era o reconstituire, deci nu era o fotografie a incidentului. Era un OZN, o farfurie zburătoare, chiar avea formă de disc, căzută lângă un, adică stătea lângă un transportor blindat. Dar se vedea clar că farfuria zburătoare era OZN-ul ca atare, discul zburător, era desenat. Și acolo jos, la explicația pozei, i-am scris o reconstituire. Autorul, nu e reconstituire. Dar se vede, estimate domn, clar că e... Nu cade bine, nu, lăsăm așa. Cam ăsta este tipul de, de folosire a documentației, de folosire a informațiilor și de inventare a informațiilor de către cei care stau pe partea asta pseudoștiințifică a lumii. Pseudoștiința evită experimentul. Iar este un punct foarte important. L-am atins cumva și săptămâna trecută, în care chiar afirmam că cei mai mulți dintre pseudoștiințifici vor spune că însăși verificarea experimentului, verificarea afirmației ca atare printr-un montaj experimental, oricât de simplu, perturbă experimentul ca atare. Practic nu poți să vezi că cineva e telepat, că dacă te-a pus să-i verifici calitățile telepatice, ele dispar. Este una dintre afirmațiile tipice în zona pseudoștiinței și rămân uimit câte persoane care se află în lumea academică chiar propun modificarea, nu folosesc un termen complicat, paradigmei științifice, tocmai pentru a include aceste fenomene paranormale. Trebuie să fie un motiv pentru a modifica metodologia științei, care am tot enunțat-o de-a lungul timpului. Trebuie să fie unul. Ori acesta nu există. Simplele afirmații ale unora, că clar văd, singurele afirmația ale altora care spun că stelele influențează destinul, e nevoie de dovezi. De ce n-ar fi aduse dovezi?
Și ca să dau așa doar un mic exemplu, sper că am, da, am poza pregătită, aveți aici o poză cu aura corpului. Se tot vorbește de biocâmp, fără să fie definit foarte bine termenul. Ce e acesta, biocâmpul acesta? În primul rând, putem vorbi, într-adevăr, putem vorbi despre un biocâmp. În fond, temperatura noastră e diferită de temperatura mediului. Dacă fac o fotografie a mea în infraroșu, veți vedea căldura pe care o emite corpul uman. Să fie acesta biocâmpul? Sau să fie altceva? Dacă vin cu niște electrozi și pun pe creier, pot să înregistrez biocurenții cerebrali, electroencefalograma. Pot să înregistrez biocurenții inimii. Ia, e vreo problemă aici? E ceva misterios? Biocâmp? Numim asta biocâmp? Nu, este ceva foarte misterios. Și mi se propune chiar un experiment. Există aparate care fotografiază aura. Unul dintre aceste aparate este Aura 6000, dacă nu mă înșel, ăsta este numele lui. Constă în, uitați aici, două palete cu electrozi. Dumneavoastră puneți mâna pe acești electrozi și dispozitivul de fotografiat vă scoate poza și apare și această aură în poza pe care o va face acolo. Numai că, ce se întâmplă? Aura, lumina suplimentară, e indusă chiar de aparat. Ce face acest aparat? Din cât am înțeles eu din descriere. Dacă mă înșel și știe cineva mai bine decât ce afirm eu acum, cum funcționează un aparat din acesta de fotografiat aura, îl rog să-mi comunice și voi veni cu corecturile de rigoare. Acest aparat, pui mâinile pe electrozii cu pricina, măsoară acolo rezistivitatea pielii, temperatura, o sumedire de parametri, el se plasează cumva pe punctele de acupunctură, meridiane, ca să fie lucrurile foarte complicate, semnalul este trimis în calculator, calculatorul cu soft interpretează, dacă scoate poza pe ecran. Se poate scoate și sub formă de film polaroid, dar acolo apar niște surse de lumină suplimentare care sunt comandate tot de calculator. Ei, să avem rezon. Un asemenea aparat trebuie în primul rând să fie dovedit că într-adevăr face ce spune că face. Și mai există o tehnică folosită de către ca argument de către cei care sunt în zona aceasta a pseudoștiinței. Bănuiesc că ați auzit de fotografiile Chirilian. Dar acolo, deci ce faci? Vedeți poze de mâini, de frunză cu tot felul de descărcări așa luminoase, aia ce ar fi aura. Dar de fapt acolo este vorba despre un efect fizic bine cunoscut care poartă numele de efect coronă. Ce se întâmplă? Cum este construit un asemenea aparat? Păi, e relativ simplu. Pui mâna pe o placă fotografică care este scufundată într-un lichid și pe mâna ta și pe placa fotografică se aplică o diferență de potențial de câteva mii de volți. Și normal că se produc niște descărcări electrice. Pișcă un pic. Pișcă. Nu e periculos pentru că intensitatea curentului este foarte, foarte mică. Dar vă spun, puteți spune și o piatră acolo și piatra va avea descărcările electrice respective. Mâna își va modifica imaginea aceea de poză Chirilian în funcție de cât de transpirată este, în funcție de conductivitatea pielii. E vreo problemă aici? Nu, adevărul e că așa cum spuneam și săptămâna trecută, în zona aceasta a pseudoștiinței se caută să inventeze misteri acolo unde nu este niciunul. Acolo unde legi simple ale fizicii pot explica fenomenul ca atare. Și mă apropii de timp, am semnalul aici că timpul meu s-a terminat, nisipul din clepsidră s-a scurs, dar vreau să vă mai dau un semnal de pseudoștiință. Afirmațiile pseudoștiinței sunt cel mai adesea vaci. Nu veți găsi o definiție coerentă, corectă,
completă a biocâmpului, a aurei, a tuturor termenilor aceștia care sunt folosiți în pseudoștiință. Întrebați pe cineva care va vorbi de energia organică, ce este energia organică, care este definiția acestei energii organice, vi se vor da în permanență informații vagi. Iar dacă veți apela la cărțile lor, acolo par științifice. Știți, e tehnica aceea să folosești termeni pe care puțină lume îi înțelege, cum este de pildă energia. Știți dumneavoastră ce este energia? Puteți da o definiție precisă a ei? Nu, trebuie să deschideți un manual. Dar ei, folosind varianta vagă a noțiunii de energie, pot să vorbească de bioenergie, biocâmp, eter și așa mai departe, dar astea sunt alte povești. Trebuie să terminăm aici emisiunea. Săptămâna viitoare vom discuta despre procesul în apărarea lui Darwin, a zice eu, care a avut loc în Statele Unite. Veți vedea că a fost o desfășurare de forțe extraordinare. Momentan a ieșit câștigător Darwin, dar știți cum e. Prostia se propagă cu viteza întunericului, așa că nu avem nimic de făcut decât să aprindem din loc în loc câte o luminiță. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră. Al dumneavoastră, Cristian Roman.